Un tip ciudat țintește cu arma de la distanță. Un pistol pneumatic, țeava este din plastic, iar interiorul țevii este plin de cioburi de sticlă. Ținta lui este acest corporatist, să vedem ce va face în continuare. Acesta țintește spre o mașină care vine din sens opus și trage cu cioburi în cauciucurile mașinii. Ca urmare, mașina a pierdut controlul și l-a zdrobit pe tipul funcționar. Lovitura calculată perfect l-a făcut pe șofer să devină ucigaș. Bărbatul a zâmbit și apoi a plecat. Astăzi vom urmări un film despre un asasin care este expert în a face crimele să pară accidente. Acesta este Mike, un asasin profesionist care lucrează într-o organizație condusă de Big Ray, un asasin veteran pensionat. Mike este cel mai bun asasin dintre colegii lui de breaslă, chiar dacă fiecare are o metodă diferită de asasinare. Acest tip cu barbă mare era unul dintre favoriții lui Mike. Personalitatea sa este destul de temperamentală, așa că metoda sa de asasinat este de asemenea foarte frenetică. Cu toate acestea, modul său de asasinare nu mai este popular printre clienți. Următorul tip, care pare murdar, este un ucigaș specializat în otrăvuri, punând o travă în pastă de dinți pentru a le înmuia dinții, sau pur și simplu atingând o țigară cu mâinile otrăvite. Urmează perechea de prieteni, Max și Mick, ambii foști membri ale forțelor speciale. Aceștia înscenează adesea asasinatele în accidente de stradă obișnuite, făcând imposibilă investigarea de către poliție. În cele din urmă, mai sunt Jane, o femeie asasin, cu abilitatea de a folosi cu îndemânare katana, și Fred, un bătrân gras cu o metodă sofisticată de asasinat. Acest gras a intoxicat odată o întreagă echipă, cu un gaz pe care l-a experimentat. Un tip chel intră înăuntru, acesta este Milton, o verigă importantă în organizația de asasini. El este specializat în preluarea cererilor de la clienți, apoi repartizează misiunile asasinilor, în funcție de cerințele clientului. Banii sunt, de asemenea, gestionați de acest tip gras, Milton. Pentru că Mike este cel mai bun asasin, a primit și el o mulțime de misiuni de asasinat. Odată Mike și-a asumat misiunea de a ucide un funcționar beat. Omul s-a întors în miez de noapte după ce a băut o sticlă plină de vin, fără să-și dea seama că Mike se strecurase în casă. Bărbatul beat a văzut ceasul și a încercat să se urce pe scaun și să-l dea jos. Fiecare mișcare a acestuia era prevăzută de Mike, până când bărbatul beat s-a urcat pe scaun, iar Mike a folosit o frânghie pentru a-l sugruma din spate. Bețivul spânzurat nu știe ce s-a întâmplat. Știi cine sunt? Mike i-a răspuns cu sânge rece și a împins scaunul. Da, știu cine ești. Valorez 25.000 de dolari. Asta arată că lui Mike îi pasă doar de bani. Nu-i pasă dacă persoana este bună sau rea, atâta timp cât sunt implicați bani, Mike va accepta misiunea. După ce crima s-a terminat, Mike a făcut o fotografie ca dovadă și apoi s-a întors. În continuare, Mike a primit misiunea de a ucide o întreagă trupă rock. El a intrat pur și simplu înăuntru în liniște, ascultând ca un public și relaxându-se în timp ce trupa susținea ultimul concert. Observând că linia de alimentare a trupei este expusă, Mike varsă un pahar cu apă pe sursa de alimentare. Trupa, care cânta cu echipamentul lor electronic, s-a electrocutat apoi, publicul era nedumerit și nu știa ce se întâmplă. După fiecare astfel de asasinat, Mike găsește o modalitate de a scăpa de stres. După fiecare astfel de asasinat, Mike găsește o modalitate de a scăpa de stres. Nu a făcut nimic sofisticat, ci doar a decis să meargă la un pub. Apoi le-a dat bani celor doi agenți de pază să plece de acolo. Intrând înăuntru, Mike a văzut o grămadă de bătăuși necivilizați care deranjau o doamnă sexy. Sângele lui Mike a început să fiarbă. Nu a ezitat să intervină și să-i lovească unul câte unul. Tâlharii, slabi la bătaie în comparație cu Mike, s-au năpustit asupra acestuia. Mike și-a folosit apoi puterea pentru a-i bate măr pe huligani. Deși are capacitatea de a lupta și de a asasina în mod profesionist, Mike a fost un adolescent hărțuit. Ah, clasica revenire la trauma personajului principal. În această scenă, o grămadă de adolescenți îl urmăresc pe tânărul Mike. Ei au încercat să-l intimideze și să-l facă pe tânărul Mike să le dea banii de prânz. Dar cu puținii bani pe care îi câștiga din vânzarea de ziare, de unde să aibă Mike bani să le plătească taxa de protecție? Odată, a prins un bărbat de vârstă mijlocie care a intrat în casa cuiva, având o butelie de gaz, dar cu siguranță nu era un angajat al companiei de gaze. La câteva secunde după ce bărbatul a intrat în casă, casa a explodat. Bărbatul a ieșit, dar nu s-a întâmplat nimic. Curios, Mike l-a urmărit. L-a urmărit pe acest bărbat timp de săptămâni și a aflat că era un asasin care primea bani pentru asasinat, apoi înscena totul ca fiind un accident.
Se pare că este Big Ray. Mike l-a găsit și i-a arătat clipul, forțându-l pe Big Ray să-l învețe abilitățile sale. El a spus că a fost hărțuit prea mult, așa că a vrut să-l ucidă pe lider, dar fără să meargă la închisoare. Văzând că Mike are la dispoziție determinarea, împreună cu abilitățile sale de furișat, este doar o chestiune de timp ca Mike să devină un asasin profesionist. Big Ray i-a dat un test lui Mike să-l ucidă pe un om din greșeală. Mike s-a furișat în casă când tipul nu era acolo, a lipit o bacnotă pe antenă și apoi s-a ascuns în pături. Tipul s-a întors fără nicio ezitare. S-a urcat pe balustradă pentru a lua bacnota, moment în care Mike a ieșit din ascunzătoare și l-a împins. După acest incident, Mike a fost foarte bucuros, dar abilitățile sale de asasinare erau încă la un nivel de începător. Big Ray a surprins imaginea cu el împingându-l pe tip. Mike va trebui să exerseze mai mult dacă vrea să devină mai bun. Big Ray l-a învățat apoi toate abilitățile sale. De la cum să tragă cu arma, la înscenarea unui asasinat care pare un accident până la abilități de apărare, totul este predat de Big Ray ca și cum ar fi tatăl lui Mike. După mult antrenament, Mike a devenit acum un asasin de primă clasă în organizație. Odată, a fost desemnat de Milton să asasineze un tânăr contabil pe nume Ruth, care a fost plătit de 2 ori mai mult de către client pentru a-l ucide cât mai repede posibil. Mike a acceptat misiunea fără ezitare, a folosit o pușcă pneumatică, iar țeava a fost umplută cu cioburi de sticlă. Mike l-a urmărit atent pe Ruth, apoi a așteptat ca o mașină să treacă în unghiul potrivit. Când mașina a sosit la momentul potrivit, a tras cu fragmente de sticlă în anvelopa mașinii, făcând-o pe aceasta să piardă controlul. Mașina s-a întors și l-a lovit pe Ruth, omorându-l, părând un accident. Din nou, Mike doar a zâmbit și a plecat, în timp ce șoferul era speriat, crezând că tocmai omorâse pe cineva. În acea seară, Milton l-a sunat pe Mike și i-a spus să meargă pe strada pe care clientul promisese să își primească plata ca recompensă pentru uciderea lui Ruth. Mike nu a ajuns la timp, ci a fost prins într-o ambuscadă de un alt asasin. Asasinul armat a încercat să folosească tot felul de arte marțiale, dar a fost învins de Mike din nou și din nou. Puteai să tragi de pe o clădire înaltă sau să folosești dinamită pentru a arunca în aer zona imediat ce ajung, dar nu, tu te grăbești și tragi ca un golan. Ce rușine pentru industria asasinilor! După ce a spus asta, Mike l-a ridicat și l-a luat de gât și l-a sufocat. Apoi a folosit forța pentru a-i rupe gâtul. Mike l-a târât până la bordură, a pus capul asasinului pe trotuar și și-a tras motocicleta lângă cadavrul său, făcând ca totul să pară un accident. Accidentul face ca ucigașul să pară că a luat curba prea repede și a pierdut controlul și s-a lovit cu capul de treapta de pe trotuar și și-a rupt gâtul. O moarte brutală pentru asasinul armat. După ce a făcut ca totul să pară natural, Mike s-a întors acasă. El primește un telefon de la o femeie pe nume Charlie. Aceasta îi spune că fosta prietenă a lui Mike, Beth, a murit. Se știe că Mike și Beth s-au despărțit o vreme. Ea este o activistă de mediu. Ea a determinat închiderea a nenumărate fabrici, deoarece este dăunătoare pentru mediu. Mike a aflat vestea și a mers la înmormântarea lui Beth și a întâlnit-o aici pe Charlie. Charlie îi spune lui Mike că Beth a fost tâlhărită de 2 hoți. Aceștia erau pe cale să fure lucruri când Beth s-a întors. Din cauza faptului că au fost descoperiți, cei 2 hoți au ucis-o pe Beth. O greșeală teribilă. Poliția a găsit amprentele a 2 hoți, dar câteva zile mai târziu, ambii au murit din cauza unei supradoze de droguri. Pe lângă asta, Charlie a mai dezvăluit că Beth era însărcinată și că bebelușul era copilul lui Mike. O tragedie, într-adevăr. După ce a ascultat, Mike a decis să meargă la apartamentul în care stătea Beth pentru a investiga ce s-a întâmplat. Mike intră înăuntru și își imaginează din nou scena crimei. Cu expertiza sa, el poate observa cu ușurință că este vorba de fapt de un asasinat. În dosarul de investigație al poliției pe care Mike îl obținuse, se constată că Beth avea o anumită cantitate de somnifere în sânge. În dosar, se spunea că a fost tratată pentru fobia zbor, dar Beth nu experimentase niciodată această fobie. Mike a concluzionat că Beth a fost drogată și asasinată, apoi crima a fost înscenată ca fiind o spargere eșuată, dând vina pe 2 dependenți de droguri prin copierea amprentelor lor la locul faptei. Se pare că ucigașii sunt Mick și Mac. Nervos
Nervos, Mike pornește repede în căutarea celorlalți doi tipi pentru a afla adevărul. Mick și Mac l-au văzut pe Mike venind și au recunoscut și ei că ei au făcut-o. Li s-a dat sarcina și au simțit nevoia să o facă. Ei susțin că, din moment ce atât Beth cât și Mike au rupt deja legăturile, pot face ce vor. Problema este însă că Beth era însărcinată, dar Mick și Mac nu au știut asta. Ei doi l-au îndepărtat apoi pe Mike, spunându-i să se ducă acasă, că sunt doar afaceri. Supărat pe atitudinea lor, Mike i-a atacat primul. De obicei, este aproape imposibil să te lupți singur cu doi foști membri ale forțelor speciale, dar Mike își folosește abilitatea de asasin dur pentru a-i învinge. Atacurile lansate extrem de repede, cu sesiuni de antrenament și sesiuni de asasinat, au făcut ca atacurile lui Mike să fie extrem de puternice. El l-a lovit cu cotul și l-a aruncat pe Mac înapoi, l-a lovit pe Mick în stomac și în față, apoi i-a aplicat o lovitură de 360 de grade în fața lui Mick. Mike se duce apoi la Charlie, spunându-i că Beth a fost asasinată și îi cere informații despre Beth. Charlie spune că Beth are un hard disk care conține informații importante, iar copia de rezervă se află la casa părinților ei. În acel moment intră asasinul bărbos al Bresley, pe care cineva l-a trimis să o ucidă pe Charlie. Bărbosul este un om destul de irascibil. Când se enervează, bărbosul începe să lovească fără să se gândească. Charlie a profitat de momentul în care bărbosul nu era atent și l-a înjunghiat în umăr cu un cuțit, dar acesta și-a folosit forța brută pentru a contraataca. Drept urmare, bărbosul era pe punctul de a-l înjunghia pe Mike cu cuțitul când a căzut pe topor, provocându-i răni fatale. Înainte de a muri, bărbosul a dezvăluit că Milton l-a trimis să o ucidă pe Charlie. Auzind asta, Mike i-a spus lui Charlie să se ducă la casa părinților lui Beth pentru a lua documentele și apoi să-l sune. Între timp, Mike vine la locuința lui Milton pentru a-l forța să spună cine se află în spatele cererii de asasinare a lui Charlie și Beth. Ca urmare, acesta a spus că este vorba de un contabil pe nume Kent. După ce a aflat informația, Mike a stabilit să se întâlnească din nou cu Charlie după ce acesta a obținut documentele lui Beth. Charlie i-a spus că Beth, fiind o ecologistă, s-a dus după o companie petrolieră indiană numită Van Cap. Inițial, companiei Van Cap nu avea permisiunea să foreze pentru petrol, dar directorul companiei a mituit guvernul pentru a-i da dreptul de a fora în mare. Beth a fost informată de un contabil din cadrul companiei Van Cap, contabilul fiind numit Ruth. Așa este, era contabilul pe care Mike l-a ucis, contabilul Ruth avea un coleg pe nume Kent. Acesta știa că Ruth îi aducea informații despre mită lui Beth. Directorul companiei a auzit vestea și i-a spus lui Kent să găsească criminalul pentru a-l elimina. Kent l-a contactat pe Milton pentru a găsi un asasin potrivit. De asemenea, a înregistrat întreaga conversație cu Milton. Apoi i-a dat-o lui Mike. Chiar în acest moment, Mick și Mac au intrat în grabă. Big Ray, după ce l-a văzut pe Mike provocând prea multe probleme, a ordonat întregii echipe de asasini să îl elimine pe Mike. Mick și Mac au trecut la treabă. Mac, pentru că a fost lovit în maxilar, trebuie să poarte acum o brățară. Mac a aruncat apoi o grenadă în Mike, dar Mike se transformă în Ronaldo și lovește grenada înapoi. Explozia grenadei i-a imobilizat pe ceilalți doi, Mike a profitat de ocazie pentru a controla arma lui Mac, dar Mick l-a împușcat din greșeală pe Mac, în timp ce folosea corpul acestuia drept scut. Mike l-a stropit apoi pe Mick cu un stingător de incendii și apoi l-a făcut knockout. Afară, asasinul otrăvit îl atacase în secret pe Mike, s-a urcat pe spate pentru a-i acoperi nasul lui Mike cu un prosop otrăvit, dar Mike știa și și-a ținut respirația. Asasinul intenționa să-l înjunghie cu un cuțit, dar Mike l-a înjunghiat cu propriul cuțit și l-a împins pe scări. În cele din urmă, Mike îl întâlnește pe Fred, un asasin ușor de agățat, cu unelte în buzunar care nu pot fi folosite, Mike îl lovește și îl pune la pământ. Mike a luat un bandaj otrăvit din buzunarul lui Fred și a plecat. Mike se duce apoi la directorul companiei Van Cap, întâlnește o femeie asasin specializată în katana. Aici a fost trimisă de Big Ray pentru a-l proteja pe director. La început a fost un pic dificil, femeia asasin era extrem de agilă, se putea spune că abilitatea ei era la egalitate cu a lui Mike, dar apoi, din cauza forței ei mai slabe, a fost ușor aruncată de Mike prin ușă.
Directorul avea o katană și a aruncat-o către asasină. Cu sabia ei puternică, femeia a tăiat nebunește. Mike s-a ferit fără probleme și apoi a folosit lampa, dar fără folos. A folosit apoi o valiză, dar a fost tăiat în două. Drept urmare, după o tăietură neatentă a femeii asasin, Mike a contraatacat și a furat sabia pentru a o înjunghia. Apoi s-a dus la director. Acesta a încercat să-l mituiască pe Mike, dar nu a reușit. Mike i-a tăiat apoi capul indianului. Mike se întoarce la Big Ray, iar în furia lui Big Ray, Mike pune înregistrarea. În înregistrare, ei află că Kent a urmat ordinele directorului, angajându-l pe Milton pentru a elimina trei persoane: fratele său contabil, Ruth, fosta iubită a lui Mike, Beth și în cele din urmă, Charlie. În înregistrare, ei află că Kent a urmat ordinele directorului, angajându-l pe Milton pentru a elimina trei persoane: fratele său contabil, Ruth, fosta iubită a lui Mike, Beth și în cele din urmă, Charlie. Ei plăteau de trei ori mai mulți bani. Drept urmare, Milton, avar după bani, l-a desemnat pe Mike să-l ucidă mai întâi pe fratele său Ruth, dar știind că Mike nu o va ucide pe Beth, a trimis un asasin tânăr să-l ucidă pe Mike. Apoi le atribuie celorlalți sarcina de a-i ucide pe Beth și Charlie. Ce mișcare inteligentă! Să angajezi o grămadă de asasini cu mai puțină experiență ca să ucidă un asasin profesionist și apoi să-i ucidă soția. Cum credea Milton că se va termina asta? După ce totul a fost dezvăluit, Milton a fost bătut și învinețit de Big Ray. Așa-i trebuie. Mike i-a dat apoi bandajul otrăvit, dar Milton nu a știut, iar câteva minute mai târziu era mort. Totul este clar, chiar dacă Big Ray știe adevărul, el este și foarte supărat pentru că Mike a făcut ca organizația de asasini să fie distrusă de asasinul pe care l-a crescut. În cele din urmă, l-a lăsat pe Mike să plece, dar a rupt orice legătură cu el, acesta fiind și finalul filmului. Mulțumesc pentru vizionare! Te invit să vizionezi și celelalte filme. O zi bună!